orașul Petrila, a venit Moș Nicolae în seara asta, prin luminițele pe care le-am aprins, acum împreună cu ei, așa cum puteți vedea, am reușit să confecționăm împreună cu cei de la Clubul Copilor, mai exact cu domnul director Chința și cu colegiul dumnealui și angajații primăriei, un trenuleț din lemn, o idee și un proiect a unei fetițe de la școala din orașul Petrila. Ce le transmiteți copiilor, cât și... Copiilor le transmit să fie cuminți în această seară, pentru că dacă sunt cuminți, Moș Nicolae va veni la ei și, bineînțeles, la fel, dacă vor fi cuminți, și Moș Crăciun, în 24 seara, va trece pe la ei. Foarte mult! Plăcere. Vedeți în parcul copiilor din orașul Petrila, adică Săniuța, care a fost și anul trecut, trenulețul din partea cealaltă, sunt rezultatul colaborării dintre micii cetățeni ai orașului Petrila, adică copiii noștri dragi, și primăria orașului Petrila. În urmă cu aproximativ o lună și jumătate sau două, am lansat o propunere prin care am solicitat mai multe proiecte de la școlile de pe raza orașului Petrila pentru a împodobi parcul copiilor. Ele au fost colectate de către domnul director Radu Chința de la Clubul Copiilor și împreună cu colegul dumnealui, domnul Alin Apostoiu, au selectat 5 proiecte câștigătoare. Dintre ele se regăsesc în trenuleț și spiridușii care sunt montați acum în parcul copiilor, lucru pe care ni-l propunem și de anul viitor în parcul copiilor și în alte zone să implementăm proiecte ale copiilor. Acum îl rog pe domnul profesor să-i prezinte pe cei 5 câștigători. Vreau să mulțumesc și eu copiilor care au participat la acest concurs de desene și idei. Vreau să vă spun și să vă mulțumesc că au fost și părinți și chiar bunici care au venit cu idei. Unul dintre părinți, dacă este aici, să-mi facă cu mâna, să oferi să îmbrace în Moș Crăciun și să stea pe toată perioada sărbătorilor, să fie alături de copiii noștri în parc. Vă mulțumesc pentru colaborare. Ceea ce se vede și ceea ce veți vedea aici, începând de la trenuleț, la spiriduși aceștia din spate, pe care i-am pus și pe trenuleț și primărie și comunitate. Și eu, dacă mi-este permis, vreau să anunț cei 5 câștigători. Am selectat cu greu doar 5, pentru că foarte multe idei interesante și bune, și vă mulțumesc pentru colaborare. Asta înseamnă că începe să se simtă și faptul că noi suntem cetățeni și avem idei și avem păreri. Și asta e foarte bine, că suntem și ascultați. Premiul întâi, eleva, de fapt la toți cei 5 le-am dat premiul întâi, pentru că au muncit și au venit cu idei frumoase, eleva Botnariu Chionela, dacă este aici, să vină, vă rog să o aplaudați. Tot premiul întâi, cu un aport deosebit, cu un ștrum frumos, elevul Mutică Dragoș, de la școala 5, și eleva dinainte, tot de la școala 5. Eleva Bulancea Rebecca de la școala 1, de la ID Sârbu, dacă este. Desenele lor sunt expuse pe un panou frumos care primăria l-a făcut cadou copiilor. Tot premiul întâi, un desen foarte frumos, elevul Codrea Denis Vlad. Vă rog să-i aplaudați, să-i susțineți. Denis, unde ești? Și o idee care ne-a plăcut foarte mult și nouă și domnului primar, și s-a materializat cu acel trenuleț și cu tunelul din spatele lui. Eleva Munich Andreea de la școala 1, I de Sârbu. Mulțumim pentru implicare, copii și părinți, și felicitări tuturor care... Ceea ce s-a făcut pentru voi. Am domnul primar și eventual domnul primar. Nu-i chemăm pe câștigători aici să facă ei numărătoarea. Câștigătorii, haideți un pic în față. Da, numărătoarea vreau să o facem împreună, cu toții. Și o să numărăm de la 10 la 1 și domnul viceprimar o să apese pe butonul magic. Da, sunteți gata? N-am auzit, sunteți gata? Bravo, atunci începem.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Vă mulțumim! Acum, dacă o să fiți atenți, dinspre poartă, va veni un grup de colindători să ne colinde. Noi cu drag vom colinda, haileri și domn prea bun, seara bună, Moș Crăciun. Haileri și domn bunian, sănătate și bunian. Haileri și domn prea bun, seara bună, mulțumim și la mulți ani, sănătate și mulți bani.